Bumburu, zăruză. Când eram eu mică, asta îmi spuneam. Ia vezi unde, în ce zonă te măriți. Cred că azi, cred că spre Armin. Și o să plam așa. Și gata, se împlinea dorința. Ai. Acum să vedem dacă se împlinește. Da. Hai să vedem. Bine, haide. Ne-au spus Laura cu Marius că astăzi ne-au pregătit o vizită și un peisaj de poveste, dar sincer nu credeam că o să mă simt chiar atât de bine. Aici îl avem pe Carlos. El e? El e Carlos, da. Ce fel de rasă? Vrea să vrea ceva. În armăsară rasa Fabian, dar el caută atenție. Caută poate un cup de zahăr, da? Morcov, da. Du-te, Arminia, ce e foarte obișnuit cu oamenii. Da. Așa scute dinții. Așa scute dinții. Pentru tine, Arminia. Ce zic, mamă, ce... Sau ce l-au făcut acum? Dați-mi ceva, nu așa, doar mântuie. Dacă nu, cum să dăm? Dar obișnuiește să facă gesturi din astea sau dar... Să dăm spectacol mai bine. Că nu îi place din partea noastră. Scut un pic dinții să văd cum. Câți ani are? Profită de lucrul ăsta. 6 ani are. Pe gene sunt niște cai mai mult pentru... Bună, Carlos! Da, salutat! Ce faci, Carlos? Carlos, știi bă? Până la câți ani trăiești în stând de cai? Caii trăiesc în funcție de modul în care au fost îngrijiți. Dacă au avut o viață bună, pot trăi până la 30 de ani. În schimb, dacă nu au fost alimentați corespunzător, dacă nu au avut... Suplimente, vaccin, nu? Sau... Suplimente, o mișcare adecvată, pentru că un cal nu poate să stea închis, între patru pereți, el trebuie să facă permanent mișcare, trăiește mai puțin. Dar, în general... Uite, el e mai blând. Care fac sport, plus că ei au nevoie și de multă afecțiune, nu? Clar. Adică nu e suficient numai să îi dai de mâncare, să îi scoți un pic, dar au nevoie și de afecțiune. Să rămână. Nu, dai tu mai bine. Okay. Degetele lipite. Da, nu, nu ține. Da. Nu. Deget, așa. Uite așa. Nu. Ia de și mie mai. Aici. Eu am stat la sat și am avut doi cai când am stat cu părinții mei la sat, dar niciodată nu am încălecat pe ei. Nu știam. Mie îmi este frigă un pic, sincer îți spun. De asta suntem aici, ca să vă învingeți frica. Deci... Așa? În momentul când o să nu vreau de la mine. Ei sunt niște animale erbivore, deci, dar în același timp sunt puternice, dar ele trebuie conduse cu inteligență, au caracterul de lider. Dar în momentul în care, și sunt fricoși, în momentul în care noi ne apropiem cu brusc față de ei, se pot speria, atunci îi pot răni. Eu, normal, ca ei nu ne rănesc. Ți-e frică? Ți-e frică? Da. Că degetele mele, dacă nu le mai am, nu știu cu ce mai... Da. El cred că ea e o fată? Nu, e un cal. Avem miete, cai și le-am măsat. E băiat. Pare mai bătrână, mai bătrân, mai... Cuminte. De unde știi? Așa, după ochi, moșul. Da, foarte bine ai văzut. E, cred că, cel mai bătrân dintre cei care ai văzut. Ai văzut? Nu trebuie neapărat. După dinți? După dinți, nu? Și după dinți, da. Este vorba din popor. Da, dar nu ne putem lua doar după chestia asta. Hai, nu știu scute asta dinții. Nu știm exact câte ne-ai, deci când a fost mișcă. Da, nu știu. Ei sunt mereu pe fugă, că, na, e normal, așa suntem noi toți artiștii. Dar mă bucur așa că pe repede înainte am reușit să ajungem aici, în această minunată locație, la Cai de Legendă, și am reușit așa să învățăm taina călăritului, chiar dacă e pe repede înainte. Haideți să vă arăt și niște căpriții, niște iepurași, dacă... Da, haideți să mergem. Haide. Eu vreau să-mi fac o poză cu... Un selfie? Da.